Andreea. Este în continuare alertă în Ploiești după ce ursul periculos văzut pe străzile din oraș este de negăsit. Mai mulți vânători, jandarmi și polițiști locale au desfășurat o acțiune de căutare a animalului. Acesta ar cântări peste 250 de kilograme și este de două ori mai mare decât exemplarele care au mai fost văzute până acum în zonă. Vă reamintesc că autoritățile au emis mai multe mesaje roalert și îi îndeamnă pe oameni să nu se apropie și mai ales să nu se fotografieze cu animalul sălbatic. Jandarmeria, poliția, mulțumim pentru asistență, dar am spus-o, liniștiți. Nu vă puneți drumul pe acolo. Noi mergem acolo, vine medicul în zona aia, că dacă tot intuiția noastră este că acolo rămâne. Dispoziția este așa, protecția echipei. Da? Și noi aș dori să avem aceeași performanță ca data trecută, și anume tranquilizat și relocat. Am reușit de data asta, ajutându-ne foarte mult faptul că a plouat, să găsim urmele. Ne-au ajutat foarte mult cei de la JFVS și atunci pare că a intrat într-o zonă de, mă rog, un hățiș, o mini-pădurice, undeva în spatele județeanului, unde era pepinierea. Pe cal de consecință ne concentrăm acolo și cu doctorii și cu vânătorii, pentru că ăsta este grupul de lucru. Avem monitorizare și aici, că Dumnezeu știe, s-ar putea să o ia spre zona asta de pădure. Practic, suntem între Vega și Spitalul Județean. Cam asta este logica și ceea ce intuim. Nu vreau să-mi intre în oraș din nou, pentru că nu a fost ok deloc. Și încercăm să mergem către zona de capturat acolo, după care relocat, cererea e făcută, procedurile sunt făcute.